Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Inovatoare și independentă, dacă te-ai născut pe 19 decembrie, într-o pe spiritul tipic al pionieratului, senzații vii, aventuri și autodezvoltare, aceasta este ceea ce te străduiești cel mai mult. Ești un lider născut, iar sub conducerea ta, lucrurile merg în special mai repede dotată cu abilități organizaționale excelente, ești mereu în prim plan. Chiar dacă formal nu ești responsabilă pentru afacere, e o parte din responsabilități și conduci acolo unde poți. Uneori, un temperament asertiv poate afecta modul în care acționezi, dar ești extrem de încrezătoare în tine însă și gestionezi oamenii atât de ușor încât ceilalți îți recunosc automat autoritatea te distingi printr-o abilitate dezvoltată de a provoca reacții emoționale la ceilalți. Acest lucru se datorează în principal faptului că atitudinea ta față de ceva, odată formată, rămâne neschimbată pe viață. Ca urmare a acestei ai tendința să respingi toate posibilitățile unei soluții de compromis. În orice situație, Rămâi să-ți și este foarte dificil sau chiar imposibil pentru tine să porți o mască specială pentru a apăra în societate sau pentru a face ceva care să mulțumească pe alții. Poziția ta de viață este adesea exprimată prin atitudinea, iată-mă, îți place sau nu. Semnul tău zodiacal aparține constelației săgetător. Semnul zodiacal săgetător este direct legat de semnele elementului foc, care se disting prin următoarele calități, onestitate, inconstanță, lipsă de tact, ești energică, iubești natura, ai o sete mare de independență spirituală. Viața ta este afectată de maestosul și spiritualul Jupiter. Această planetă ți oferă noroc și bunătate, energie și generozitate, dar nu fără gropi aici, sinceritatea și ambiția ta pot fi echilibrate de frivolitate o tendință de a-ți asuma riscuri. Generozitatea și complianța pot ajunge în motivație și neglijență excesivă, iar vitalitatea ta poate fi dispersată datorită mișcării în toate direcțiile simultan. Conștientă de numeroasele tale abilități și virtuți, poți fi lovită de vanitate și aroganță, care, la rândul lor, pot duce la dezvoltarea ipocriziei și a pasiunii pentru plăcerile vicioase. Ar trebui să te bazezi pe spiritualitatea ta deosebită, evitând complexele napoleoniene și disprețul față de ceilalți. Iubirea de divertisment și senzualitatea dezvoltată te poate duce la diverse tipuri de dependențe. Ești plină de bunăvoință, dar un aventurier etern, generoasă și în același timp ambițioasă. Jupiter, patronul tău ceresc, îți dăruiește cu generozitate o spiritualitate dezvoltată și vigilență pentru bogăția materială, dorința de a te dezvolta și dorința arzătoare de a primi recunoașterea tuturor virtuților tale. Nu este surprinzător faptul că atât de multe trăsături izbitoare intră în conflict, formând o personalitate extrem de interesantă, dar destul de complexă. Așadar, fiind o persoană maestosă și elegantă, ar trebui să-ți asculți impulsurile generoase, dar nu să-ți diminueze motivația. Trebuie să dai frâul liber sociabilității și prieteniei, fără să ajungi din ipocrizie, să te bucuri de impulsivitate, dar să-ți controlezi acțiunile și consecințele lor. Deoarece Jupiter gestionează cele mai profunde programe ale psihicului tău, Adesea este dificil pentru tine să separi influențele externe de caracteristicile inerente ale personalității tale. Ar fi minunat să poți stabili în convingerea ta că orice schimbare este posibilă din interior și că mereu vei avea suficientă forță pentru asta. Guvernatorul tău astral este Jupiter. De la acesta tu primești pasiunea pentru tot ceea ce este prestigios, succesul în învățarea limbilor străine. Interesul pentru ceea ce s-a întâmplat de multă timp, pentru istorie și filozofie, pentru cunoașterea omului și psihologie. Jupiter este patronul pentru profesorii universitari, agenții de turism și al agenților matrimoniali. Planeta ta în exil este Mercur. Lui Mercur îi poți mulțumi pentru percepția numai a informațiilor care sunt în concordanță cu convingerile tale, precum și pentru lipsata de obiectivitate ești ambițioasă și intenționată, ai calități de conducere, ești un organizator excelent, manager talentat, gravitezi spre implementarea profesională, școala o primești ca o educație strălucitoare, rară ori ești de acord să te dedici familiei, vieții, îți direcționezi energia acolo unde este posibil, mai mult. Statutul tău oficial și poziția ta nu contează. Ești un lider prin definiție. Pentru tine, răspunsul la întrebarea cine este responsabil de familie, compania de prieteni, grupuri sociale etc., este destul de evident că nu tu. Capacitatea ta de a depăși dificultățile provoacă o admirație sinceră. Abilitatea de a te salva în diverse necazuri și lupta constantă pentru un loc sub soare face cu atât mai mult impresia unei părți integrante a soartei tale astfel încât nu-ți poți imagina viața într-un mediu calm, fără nicio provocare sau protest. Viața ta este ca o luptă continuă, în care trupele energiei tale se ciocnesc în permanență cu forțele vicisitudinilor soarte și ies în mod constant victorioase. Acest lucru nu înseamnă însă că nu vei eșua niciodată. Există înfrângeri și poți suferi profund și sincer în acest sens, uneori chiar gândindu-te serios să renunți dar nu renunți, spiritul tău rămâne întotdeauna invincibil, acest fapt oferă triumfurilor tale un sens cu adevărat profund, dovedind că uneori chiar și cele mai fantastice victorii nu sunt doar rezultatul eroismului orb, ci sunt într-un fel predeterminate ție. În ciuda abundenței de dificultăți pe care soarta le pregătește pentru tine, necazurile tale nu se termină acolo. Cea mai dificilă bătălie cu care trebuie să te confrunți este o luptă cu tine însăți, la un nivel interior profund. De exemplu poți fi supusă unor apatii, epuizându-ți rezervele de energie, coplașindu ți puterile spirituale și rezistând încercărilor de alea lunga. Sau, din potrivă, poți trece brusc prin valuri de emoții puternice, uneori chiar agresive manifestându-se sub forma unui fel de experiențe personale. Desigur, nu poți fi învinuită de o emoționalitate excesivă în astfel de momente, deoarece toate costurile negative sunt un semn al luptei tale cu forțele întunecate ale sufletului tău. Cei apropiați suferă, de regulă prin simpatie, dar desigur, această simpatie dispare dacă începi să-ți reverși emoțiile negative către exterior fiind o natură foarte entuziastă, nesofisticată, care îi enervează întotdeauna pe cei care sunt lângă tine, ești într-adevăr capabilă să aranjezi un test serios al răbdării prietenilor tăi. În ciuda acestui fapt, viața ar fi fost mult mai plictisitoare fără tine. Faptul că mergi de obicei singură, într-un mod unic, atrage adesea tineri care sunt gata să vadă un fel de halo romantic în jurul tău. Desigur, nu ești responsabilă directă de imitarea ta din partea tinerilor, dar dacă, de exemplu, trebuie să comunice direct cu copiii, atunci merită să te gândești cum să-ți reții cumva manifestările emoționale. Simți o mare nevoie de ușurință în comunicare cu ceilalți, dar, în același timp, nu poți suporta absolută deloc falsitatea. Simțul propriului umor este mai ales ironic sau chiar bate cea mai naturală expresie facială pentru tine este seriozitatea completă, făcând clară dorința ta de a rămâne la distanță de restul lumii, te distingi față de alții nativi din săgetători prin astfel de trăsături speciale, ești inteligentă, cu o natură filozofică, simplă, feminină, în relațiile cu bărbații, nu tolerezi patriarhia, ești obișnuită și accepti doar să fii în condiții egale cu un partener nu ți este frică să iei inițiativa și să iei chestiunile în propriile tale mâini. Pentru a fi cucerită inima ta, nu poți să lupta decât bărbați strălucitori și carismatici, în niciun caz inferior ție. Un candidat pentru inima și mâna ta trebuie să fie capabil să creeze împreună cu tine un cuplu demn. Cum afectează data de 19 decembrie soarta ta? Suficientă și curajoasă? cu capacitatea de a urmări clar calea de viață lasă, ai o impulsivitate incredibilă. Ardoarea și determinarea ta te conduce în toate sferele vieții, iar curajul și energia îți permis să obții rezultatul dorit. Uneori e enervezi și de pe alții, dar acești factori nu afectează schimbarea comportamentului tău. Uneori, energia ta se învecinează cu nerăbdarea, forțându-te să te oprești în drumul către țelul tău. Uneori, acest lucru se întâmplă când obiectivul este foarte aproape și rămâne să faci ultimul pas, cu toate acestea, distrugerea unui vis este imediat înlocuită cu altul, și din nou te avânți în realizarea rezultatului. Este necesar să-ți dezvolți rezistența, acest lucru va contribui la obținerea tuturor rezultatelor planificate iar visele realizate vor aduce rezultatele așteptate, abundență și prosperitate, poți obține cele mai înalte realizări financiare, ai un sentiment incredibil de rentabilitate pentru orice afacere pe care o întreprinzi, în căutarea averii materiale, poți pune familia și prietenii pe locul 2 și chiar pe ultimul loc în general, dependența de singurătate este semnul tău distinctiv. Orice dificultate ți este supusă, poți face față cu ușurință tuturor barierelor și problemelor întâlnite în calea ta. Ești înzestrată cu resurse și vitalitate persistentă. Adevărate luptătoare pentru fericirea ta, întreaga ta viață para fi un câmp de luptă și în această luptă nu există loc pentru concurenți. Eșecurile te pot doar tempera și dacă s-a întâmplat o cădere, pentru tine este doar o șansă de răgaz. Toate înfrângerile sunt percepute ca antrenamente înainte de un nou început. Perseverența ta poate fi cu adevărat invidiată. Decisivitatea caracterului și încrederea în propriile abilități te face uneori să-ți duci viața în confruntare cu lumea. Pentru tine nu există niciun concept de oboseală. În continuă mișcare, nu uiți să te bucuri în fiecare nouă zi. Ești foarte veselă și pozitivă le oferi sentimentul de fericire tuturor celor din jur. Dragoste și compatibilitate Pasională, ești în același timp tulburător de insuportabilă și experimentezi răbdarea unui partener de fiecare dată, dar viața ar fi plictisitoare și monotonă fără tine. Lei și berbecul sunt cea mai potrivită pereche pentru tine, dacă uniunea are loc în aninte de vârsta de 28 de ani. Veți putea coexista în condiții egale, fără a vă suprima libertatea reciprocă. În astfel de uniuni nu există loc pentru gelozie, împreună veți forma un tandem puternic, inspirându-vă reciproc pentru noi realizări. După vârsta de 30 de ani, singura opțiune viabilă pentru tine rămâne un săgetător, el va accepta cu ușurință comportamentul tău extravagant, îți va oferi completa libertate pentru că o cere și el. Și cel mai important, îți va respecta cu sfințenie spațiul tău personal, pentru că și el are nevoie de același lucru. Singura condiție însă este ca partenerul săgetător să fie mai în vârstă ca tine, și de preferate la a doua căsătorie. Cu pești și fecioară îți poți arăta calitățile de conducere jucând prima vioară dintr-o relație. Scorpionului este greu să te înțeleagă. Din cauza dorinței lui de a fi întotdeauna cel mai bun din toate, balanța și capricornul nu vor putea înțelege dorința ta constantă de schimbare și pofta de aventură, astfel încât o astfel de relație, cel mai probabil, nu va fi armonioasă. În dragoste, opțiunea ideală este vărsătorul, dar este bine să-l păstrezi în zona de iubit, sub același acoperiș vei exploda deseori din cauza lipsei de chipzuință cheltuielilor excesive și răcerii așternute odată cu praful pe actul de căsătorie. Totul este însă posibil, neștiind nici ascendentul tău și nici lista datorilor karmice reciproce. Locuri de muncă și carieră Ești un inovator. Personalitatea ta independentă gravitează până la descoperiri. Nu ți stă frică să-ți asumi riscuri pentru a explora noi terenuri, sfere, direcții. Pentru tine Autodezvoltarea vine în primul plan în viață. Mai mult, obiectivele sunt atinse prin fior. Pofta de aventură este un semn distinctiv al tău. Ești un lider prin natură. Te străduiești să fii prima, cea mai bună. Pentru aceasta, ești capabilă de multe. Personalitatea ambițioasă, cheltui multe forțe și resurse pentru atingerea obiectivelor. Recompensa materială este importantă pentru tine dar nu primordială. Valoarea recunoașterii și statutul sunt mult mai de valoare pentru tine. Ca specialist ești apreciată pentru capacitatea ta de a depăși dificultățile, faci repede carieră. În acest sens, ești ajutată de competențele profesionale, de capacitatea de a-ți asuma responsabilitatea pentru cauză, tu încerci să conduci. Dacă postul de manager este ocupat fără speranță, Poți deveni un lider social, un lider informal și un curator de proiecte, sănătate și boli, ești predispusă la probleme psihologice, deoarece energia ta este prea turbulentă. Este foarte important în acest sens să afli cauza principală a unor astfel de probleme, iar aceste lucruri este uneori imposibil de făcut fără sfaturi calificate. Nu te grăbești să apelezi la specialiști, Hobby-ul tău este automedicarea este necesar să-ți fie teamă de tendința de a te automedica, deoarece acest lucru poate agrava depresia, nu poți apela la medicamente de orice fel, inclusiv alcool. Pentru a menține tonusul psihologic, sunt utile exerciții fizice și o varietate de alimente gustoase. O condiție indispensabilă pentru bunăstare este o prietenie îndelungată cu oameni înțelegători și toleranți. Soarta și norocul Universul ți-a dăruit o natură energică, iubitoare de libertate și hotărâtă, ai întotdeauna o părere. Inteligentă, impulsivă, nerăbdătoare, uneori nu ai răbdare să termini treaba, uneori, roadele succeselor tale pot fi luate de alții, mai puțin talentați, dar mai răbdători. Trebuie să înveți răbdarea, hotărârea și apoi poți crea condiții minunate de viață pentru tine însăți înconjurându-te de confort și bunăstare. În ceea ce privește banii, ești de obicei norocoasă. Sfaturi pentru tine. Nu ești imună de apatie. Fii atentă, îți epuizează rezervele de energie. Ar trebui să te gândești la importanța valorilor de viață alese. Stabilitatea financiară poate oferi încredere în viitor, dar numai legăturile calde, de familie, te pot face mai sufletistă. În unele situații, ar trebui să ai răbdare, dacă ai ales o anumită cale sau ai stabilit o sarcină importantă pentru tine, nu te întoarce în ultimul moment, ceea ce contează nu este atât rezultatul, ci rezistența ta.